Avocatul Gheorghe Pecingin a fost cel care a depus în această dimineață plângerea împotriva ordinului prefectului privind restricțiile impuse în cadrul prefecturii. Deși el nu corespundea cerințelor vestimentare, a fost lăsat să intre. Am blugi rupți, deci sunt zdrențuros, am un mesaj pe tricou care este în limba engleză și care ar putea fi considerat tendențios, de asta l-am și luat și ați văzut foarte bine că jandarmii mi-au dat voie. Doar pentru că, mă rog, sunt o figură cunoscută, dar dacă eram probabil un cetățean, obișnuit nu intram în prefectură. Următorul pas este instanța. Liberalii vor să atace în contencios administrativ documentul. Așa cum era normal și cum am promis, depunem o plângere împotriva ordinului, iar pentru a contesta în instanță este nevoie să respectăm procedura, să punem plângere prealabilă în conformitate cu prevederile articolului 7 din legea contenciosului administrativ. Liberalii susțin că prin acest ordin se limitează un drept fundamental garantat de Constituție, cel al libertății de exprimare, și încalcă Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, discriminând cetățenii care vor să intre în sediul Palatului Administrativ al Prefecturii Gorj. Restricții au fost impuse și pentru jurnaliști. Este o aberație și acesta este și unul dintre motivele care ne-au determinat să contestăm acest ordin. Din punctul nostru de vedere, se îngrădesc foarte multe drepturi ale cetățenilor și ale presii, fapt pentru care vom demara procedura în instanță. Scurt, înseamnă deasupra de genunchi. Există un cineva care să măsoare? Nu, și tocmai asta este problema. Cred că dacă s-ar fi limitat la cuvântul decent, ar fi fost suficient și nu ar fi fost nevoie să emită un ordin prefectul, dar frustrările sale personale le pune în practică prin astfel de ordine. Reprezentanții Partidului Național Liberal Gorj nu vor să se oprească aici. Vor să facă sesizare și la Consiliul Național pentru combaterea discriminării.